Cine suntem noi? Cine este ființa umană? Din ce lut suntem făcuți? Cu ce scop? Cu ce finalitate? Suntem ființe create de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui. Asta ne-o spune Scriptura. Și cu toate acestea, în ființa noastră este o tensiune de nedescris. Între omul prezentului, al lutului, al cărnii și omul duhovnicesc care a fost compus, creat de Dumnezeu, să-L descopere în toată splendoarea și să se bucure de viață. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar pentru mine tensiunea pasajului de astăzi mă urmărește încă. Căci de data aceasta, nu despre un simplu om este vorba. Despre un oarecare Iisus, ispitit, încercat în poftele cărnii sau în poftele rațiunii, ci este vorba despre Cel care se numește Fiul lui Dumnezeu, coborât să ia această tensiune din noi, să o poarte pe umerii Lui, ca pe urmă să ne spună: nu mai este nevoie să treceți pe acolo. Îndrăzniți, căci Eu am biruit. Și am biruit în locul vostru ca voi să nu mai fiți nevoiți să faceți acest drum, care de altfel Dumnezeu l-a încercat cu omul, dar omul n-a rezistat. A căzut. Imaginați-vă scena. Sus în cer, multă agitație. Pe pământ avea loc un eveniment ciudat. Iisus coborâse în apa Iordanului ca să ia pe sine și să poarte păcatele întregii lumi. Ce spectacol pentru întreg universul! O tensiune mare în cer. E posibil? A sosit momentul acela? A sosit clipa aceea când, în sfârșit, Dumnezeu poate să-și ducă planul la bun sfârșit? Și parcă din camera suveranului se deschid ușile și Dumnezeu, în gloria Lui, se bucură alături de toate ființele. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Ca și cum n-a vrut să rămână ascuns acest lucru doar pentru sine. Universul întreg a aflat. Oamenii de pe pământ au aflat. Cei care au avut urechi să afle. Dar mai este și un personaj care a aflat, care până atunci s-a ocupat prin toate metodele să distrugă planul lui Dumnezeu, să găsească orice soluție ca să oprească, să încurce măcar o fărmitură din planul lui Dumnezeu. Și ce s-a mai bucurat în grădina Edenului? Ce s-a mai bucurat? A reușit. A reușit să distrugă acea ființă gingașă, acea ființă pe care Dumnezeu o iubea enorm și pe care o pusese acolo cu toată dragostea ca să o poată crește, ca să poată mulți toată creația cu imaginea ei care vorbea despre sine. Ce s-a mai bucurat când a găsit orice credincios pe drumul credinței pe care l-a strivit fără milă? Și deodată, surprindere.
Există un om plăcut lui Dumnezeu? Există cineva care este plăcerea maximă a lui Dumnezeu? Cel puțin pentru omenire. Îmi imaginez că 40 de zile a fost pace. Pentru că toată atenția celui rău, toată atenția celui care și-a pus în plan să distrugă orice este legat de Dumnezeu, s-a îndreptat către Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Nimic nu mai conta. Se juca ultima carte, acum sau niciodată. Iată plăcerea lui Dumnezeu. În sfârșit, cât am căutat-o, cât am vrut să o văd. Ah, ce m-am bucurat când David a căzut. Cum am reușit să-l ispitesc. Dar ăsta nu e David. E mai mult decât David. E toată plăcerea lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce tensiune s-a creat în tot universul și în lumile spirituale. Ca în clipul cu pricina. E ușor să vorbești despre Dumnezeu, dar despre un pasaj ca ăsta. Eu, după părerea mea, pasajul ăsta n-ar trebui exegetat. N-ar trebui vorbit despre el. Pentru că a fost un moment intim între două persoane cu puteri colosale pe care ființa umană nu le poate pricepe. Nu le poate simți la adevărata lor tensiune. Nouă ne-a fost dat să simțim o fărâmă. Dar ce a luat Hristos în plus pentru noi este îndurare dumnezeiască, că nu trebuie să trecem pe acolo. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Pare o schimbare de macaz. Nu știm care au fost planurile Mântuitorului. Posibil că de aici, de la Iordan, începea marea lucrare. Avea să-și găsească ucenicii cu care să pornească, să cucerească inimile oamenilor, să vorbească despre Dumnezeu, să demonstreze că Scripturile sunt adevărate și că Mesia a venit. Dar Duhul Sfânt vine la Iisus și spune, a apărut ceva. Ești invitat de cineva să vorbească cu tine. Când primești o invitație, e o onoare, nu? Să fii invitat. Dar cel ce invita la dialog nu avea nimic în Dumnezeu. Nu avea nici o milă. Nu avea nicio dorință de dialog. Scopul lui era precis. Te lauzi cu fiul tău că este plăcerea maximă pe care o ai? Te lauzi că el este adevăratul tău fiu? Dă-mi-l câteva zile. Vreau să discut cu el. Vreau să vorbim. Să văd și eu. Cât de frumos este acest fiu. Ce ai pus în el de te lauzi cu el? Și Duhul îl invită pe Iisus să pășească în pustie. Acolo unde avea să vină cel care nu iubește viața. Cel care dorește moartea tuturor ființelor. Și dacă ar avea puterea, n-ar sta o secundă să o facă. Acolo a fost ispitit de diavolul, zice Scriptura, timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea. Și după ce au trecut zilele, a flămânzit. 40 de zile, dragilor, este un timp colosal. Puține personaje din Scriptură sunt asemuite
unor 40 de zile de încercare. Moise a stat în prezența lui Dumnezeu 40 de zile și 40 de nopți. Ilie, după ce a primit mâncare de la îngeri, a fost dus într-un drum de 40 de zile și 40 de nopți. Dar tot în 40 de zile, dragilor, potopul lui Dumnezeu a picurat și a turnat toată judecata lui, toată mânia lui s-a revărsat în apa care a umplut pământul. Timp de 40 de zile a plouat pe pământ și, spune Scriptura, animale, oameni, copaci, iarbă, totul a dispărut sub ape. Dacă poți să înțeleg ceva din tensiunea acestui pasaj, este o revărsare de potop, de ură împotriva vieții pe care diavolul o aduce asupra corabiei lui Hristos. Singurul care a avut curajul să ia în sine viața ca să o poată proteja. Dar se ridică o întrebare. Era și om? Era și Dumnezeu. Cât de profunde, cât de reale au fost ispitirile, dacă în sine locuia și omul și Dumnezeu? Cine a hotărât să se lase ispitit? Omul a fost ispitit mai mult decât Dumnezeul din Iisus? Nu m-aș grăbi să răspund. Cum spuneam, e o tensiune între două ființe pe care noi nu putem înțelege, deosebite și totuși împreună, cu naturi diferite și totuși neamestecate, dar totuși ca un tot. Cert este un lucru. Aici era cel de-al doilea Adam, care și-a luat cu toată seriozitatea slujba în serios. Vreau să ridic ocara lui Dumnezeu. E ca și cum ar fi spus Hristos. Vreau să port poverile pe care oamenii le-au pierdut pentru că iubesc, pentru că vreau să-i salvez. Bătălia a fost pe viață și pe moarte. Și aș vrea să plecăm de la acest lucru. Aș vrea să eliminăm orice îndoială că lucrurile au fost făcute de dragul rostirii. Dacă nu ar fi fost așa, pasajul nu ne ajută cu nimic. Înseamnă că noi vom urma și nu avem nicio șansă. Tu ești fiul meu prea iubit. Reversul? Diavolul nu are nimic ca în plus. Dacă pot să fac o observație, iertat însă fie, este că diavolul nu inventează multe lucruri. Are bătălii și strategii asemănătoare. Și cumva parcă nu se plictisește de ele. Acest oare pleacă din grădina Edenului. Dar acest oare pleacă mai dinainte de grădina Edenului. Când el însuși s-a întrebat, oare nu pot fi și eu un Dumnezeu? Și acest oare, dragă biserică, a adus moartea în universul nostru și în tot ce este viață. Pentru că atunci când îți pui problema să pui la îndoială, deja a intrat într-un dialog periculos. Și nu e vorba de îndoiala filozofică, să fim înțeleși. E bine să te îndoiești. E bine să-ți pui mintea la contribuție. Dar când pui la îndoială ceea ce este evident în noi, viața care ne-a fost dată și lucrurile care vorbesc despre ea, în acea măsură intri într-un dialog de a pune la îndoială pe Dumnezeul Creator. Și aici este derapajul. 40 de zile, spune Scriptura, a fost ispitit continuu, înțepat în continuu, și imaginez dialogurile.
Cine te-a pus? Ce vrei să demonstrezi? Cui vrei să demonstrezi? Pentru ce ai venit? Pentru acești nenorociți, dar nu vezi cum arată. Uită-te la tine. De ce să te mânjești cu sângele lor? Toate aceste dialoguri au lovit în Hristos, au lovit în Hristos și dacă ar fi să mă îndrept în grădina Edenului și să-i aud din nou șoapta, era o invitație continuă, mănâncă, hai, mănâncă, gustă, hai, nu te mai complica atâta. Mănâncă din viața ta, mănâncă din dorințele tale, ai venit să faci voia Tatălui, dar nu ești tu Dumnezeu, fă-ți voia ta, mănâncă. Și Hristos a refuzat continuu să mănânce, să mănânce din șoapta celui rău. El avea un singur țel. Am venit să fac voia Tatălui și nimic nu fac de la mine decât ceea ce văd la Tatăl. Iar aici, voia Tatălui era ca El să stea în ascultare, să mănânce doar atunci când El i-ar fi spus să mănânce. Ești tu oare Fiul lui Dumnezeu atunci, de ce îți chinuiești trupul? Iată, pietre, fă pâini din ele. De ce să moară omul acesta? Dacă tot a venit să salveze lumea, de ce l-o mori prin înfometare? Acela, după 40 de zile, ființa umană era la capătul puterilor. Omul Iisus. La 40-a zi, dacă nu mânca, literalmente, trupul cădea în moarte. Cu toate acestea, Hristos s-a legat de ascultarea lui Dumnezeu și chiar de-ar fi să mor, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Amintind de poporul care în pustie a picat acest test. A picat testul ascultării și a încrederii în Dumnezeu. Chinuit numai de pofta trupului. Și aici, dragilor, este un atac direct la trup. La ființa umană, a ceea ce este ea. Cu nevoile ei. Cu fizicul ei, care trebuie susținut. Și ce Dumnezeu este acesta care își omoară propriul trup? Ce Dumnezeu este acesta care nu are milă de Cel care stă să moară? Dar Hristos a înțeles atacul. Nu este vorba despre mâncare, dacă vreau mănânc. Dar nu voi mânca pentru că Tu ai spus. Nu voi mânca decât atunci când Dumnezeu îmi va da de mâncare. Și dacă va fi să mor, înseamnă că Dumnezeu are un plan mai bun pentru mine și pentru toată umanitatea. Ești tu oare Fiul lui Dumnezeu? Ca o continuare la întrebarea de dinainte, diavolul vede că nu poate să-l atace la capitolul acesta. Și merge la alt simț al umanității. Nevoia de împlinire. Năzuințele umane. Cea mai nobilă dorință umană este să facă bine tuturor. Este cea mai înaltă formă de acțiune pe care un om poate să o ofere celorlalți. Ești tu oare Fiul lui Dumnezeu? Uite, îți propun un turc. Știi că eu sunt în locul lui Adam, stăpânul acestei lumi. Adam a picat testul. N-are cum să mai guverneze lumea. Și Dumnezeu mi-a dat voie să o guvernez eu. Am toată puterea să-ți dau acest lucru. Ia-o. Fă binele. Du-ți planul mai departe. Să fii împăratul lumii, dragilor. Să fii Dumnezeul lumii. Să fii Hristosul împăraților, care să vină să aducă autoritatea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce scurtătură față de o cruce care te osindea și te umilea și ce istorie am consumat noi până aici de la cruce. Ce bătălii, toate astea ar fi dispărut subit, toate astea s-ar fi rezolvat. De ce o cruce cu spini?
ia o cruce cu nestemate. Ia o cruce de împărat adevărat. O ispită reală care pe fiecare ne urmărește. Dar aici este mult mai puternică, pentru că Hristos chiar avea puterea să schimbe lumea. Spunea Patapievici, omul nu poate oferi nimic lumii. De ce? Este sărac antropologic. Nu are, n-are de unde. Dar Dumnezeu, care este creatorul ființei umane, care cunoaște în adânc ființa umană și care o poate reseta după voia Lui, făcându-l să fie deplin și desăvârșit, El, da, putea să schimbe cu adevărat istoria. Astăzi popoarele ascultau de Hristos, astăzi popoarele erau cu Hristos. Dar pe ce cale? Pe calea compromisului. Pe calea în care nu se mai înțelege dacă crezi în Dumnezeu pentru că îl cunoști sau crezi în Dumnezeu pentru că e împărat. Și că poate să decidă ce vrea cu tine. O cale a compromisului pe care diavolul de multe ori ne-o aduce în viețile noastre. Și am pus și o întrebare la grup. Dacă ai fi capabil să faci un bine enorm, uitați, deseori am visat că dacă aș avea minte de chimist sau de biolog, aș inventa medicamente care să eradicheze cancerul, diabetul. Ah, ce bine aș face în jurul meu. Nu? Și chiar dacă aș munci, ca unii care au muncit enorm, aș ajunge la capătul celălalt și n-aș descoperi nimic. Pentru că fără Dumnezeu, toate lucrurile acestea sunt în van. Viața nu poate fi sustenabilă fără prezența lui Dumnezeu. Este scris, spune Hristos, doar lui Dumnezeu să te închini. Citând din legea pe care Dumnezeu n-a dat-o pe muntele Sinai. Acolo ne-a fost descoperită nouă. Dar legea a fost scrisă în ceruri, înainte să se creeze orice ființă vie. Nu ești tu, are Fiul lui Dumnezeu? Dovedește-ți. Spre deosebire de Matei, Luca inversează cele două, ultime două ispitiri. Și n-aș intra într-o zonă cronologică. Dar dacă ar fi să le leg, primele două atacă ființa umană. Trupul nostru, viscerele noastre și năzuințele noastre, visele noastre, dorința noastră. Dar ultimul atac este cel mai puternic. Pentru că atacă omul din interior, omul lui Dumnezeu, omul duhovnicesc, omul care este expus Scripturilor, care le cunoaște. O, Doamne, de câte ori nu apelăm la Scripturi ca să ne încurajăm? Și este un lucru bun. Dar pe aici vine și cel rău. Să întoarcă cuvintele. Hristos știa tot ce s-a spus despre Mesia în Scripturi. El însuși cu mâna Lui le-a scris a priori cu umanității. El știa cine este Mesia. El știa ce trebuia să facă. Dar să-L ispitești pe Dumnezeu, să-și demonstreze sieși dumnezeirea, Doamne, ce tupeu! Pentru că asta face diavolul. Crezi în Scripturi? Sunt adevărate? Da, psalmii vorbesc despre tine că nici o piatră nu te va frânge. Oasele tale intacte vor fi. Răul nu se va atinge de tine. Demonstrează-ți. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, pune-te la încercare. Ce mult îmi place în Isaia. Iată robul meu pe care îl sprijin. Alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamul judecata. Iată robul meu, zice Dumnezeu. El nu se îndoiește de sine. Iar în expresia este scris, dragilor, este o asumare a lui Dumnezeu că tot ceea ce a spus este adevărat. Spun mari filozofi că atunci când scrii o idee, înseamnă că ți-o asumi. Nu-i ca și cum ai rosti-o.
înseamnă că ți-o asumi, că poți fi contestat. Și diavolul a venit să-i conteste propriile lui idei, provocându-l să iasă în afară, să te arunci de pe streașina templului. Însemna un spectacol pentru umanitate. În primul rând, o dovadă de miracol. Sau nu? Nu totdeauna Dumnezeu este cu tine. Dacă ai ieșit din cărțile Lui, dacă ai ieșit din ascultarea Lui, Dumnezeu nu este obligat să te păzească. Iar Hristos știa că aceasta este o ispită la adresa lui Dumnezeu. Așa cum cei din pustie l-au ispitit pe Dumnezeu, este oare Dumnezeu în mijlocul nostru? Să ne dea de mâncare, să ne dea apă, dacă este, să facă o minune. Aruncă-te de pe streașină. Coboară-te de pe cruce dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Arată-ți puterea, demonstrează. Acum e momentul. O ispită care l-a urmărit pe Hristos până în ceasul morții și pe cruce a fost ispitit la acest lucru. Tensiune mare. În sufletul nostru este ca în clipul respectiv, alb și negru. Și aș lăsa o întrebare pentru următoarele minute. Hristos a știut cine este și a apelat la Scriptură pentru asta. Nu s-a lăsat învins nicio clipă. În cele mai cumplite dialoguri a știut că Scriptura și voia lui Dumnezeu sunt sfinte și ele trebuie să-L guverneze în decizie. Bătălia s-a dat pentru sufletul lui, așa cum se dă și pentru noi, dar la o intensitate pe care nu o putem înțelege. Dar întrebarea este pentru noi. Noi nu suntem chemați în pustie. Noi nu suntem chemați să traversăm astfel de momente. Și slavă Domnului! Dar cine sunt eu în fața Scripturilor? Cine sunt eu în fața acestor atacuri? Îmi cunosc identitatea. Știu al cui sunt și pentru ce trăiesc? Dumnezeu să ne ajute să găsim în interiorul nostru voia lui Dumnezeu.